Un romașcan se plânge de situația blocului în care locuiește. El susține că din cauza apei care s-a acumulat la un fost canal termic, boxa blocului este acum inundată cu apă menajeră. Când se înfundă, se obturează canalul principal de pe Eminescu, revarsa aici, refulează apa și intră și de aici se duce sub bloc. O parte merge la mine. O ajuns la saturație și acum nu se mai aude clipoșitul și ala cum s-a auzit al altăieri. Și al altăieri parcă era un pârâu. A spus că ați făcut sesiză, nu? La cine ați făcut? Am fost și în audiență la domn primar. Am fost nu știu de câte ori la apa aseară. Nimic. Nu am mișcat nimic. N-a venit nicio echipă aici? Nimic. Aici trebuie vidanjat tot. Să vidanjeze apa asta, să o scoată și să caute unde e defecțiunea aia, unde se intersectează canalul principal cu canalul ăsta care venea de la centrala 8, care e desfințat, cum e desfințat toate centralele. Mirosul este unul greu de suportat, dar mai grav este, conform spuselor locatarului, că structura blocului este afectată de apă. Haideți, mergeți să vedeți ce miros de nesuportat. E închis ușa la mine, că e ușă metalică. Dacă aș sta deschis, s-ar duce la toți în apartamente. Și vecinii dumneavoastră, ce zic? Nu mă lasă pe mine. Un om de 84 de ani, trecut de 84 de ani, vai de capul și de zilele mele, bătrân, să mă lupt eu. Canalul ăsta, deci conductele de apă, cum au fost de agent termic, apă caldă, conduce aici, merge aici și merge, vedeți, merge la mine în box. Uitați colțul, uitați și umezeala asta de unde e. De acolo. Umezeala asta, uneori era cu o crapașă. Uitați. Merge sub temelie. Echipa Roman TV a descoperit în subsolul blocului o boxă plină cu apă. Din perete, apa ieșea ca dintr-un izvor. Uitați și nenoroșirii ăștia. Uitați, astea-i țevele care au fost. Uitați aici. Țevele care... Și acum șirul e. Șirul este o șuviță care curge. Nu vine, uitați, o găleată plină cu apă, uitați și apă. Dacă eu aș ține asta deschis, s-ar duce tot mirosul ăsta, s-ar duce pe casa scării și ar intra în apartamente la oameni. Pensionarul se teme ca nu cumva la un cutremur să cadă tot blocul, având în vedere faptul că apa și-a făcut loc prin structura imobilului. El speră la o rezolvare cât mai rapidă a problemei.